Dacă pe neașteptate Domnul într-o bună zi ar veni în cămin la tine, oare tu cum l-ai primi? Ei deschide ușa îndată și ei zice să poftească? Sau afară la intrare l-ai lăsat să zăbovească? L-ai primit cu brațe întinse pe acest oaspete de seamă? Sau te-ai îngrozit în suflet că a venit fără să-ți dai seamă? L-ai încredințat oare că te bucuri că a venit? Sau ai amuțit de îndată și ai rămâne încremenit? Nu cumva în timp ce-i pe afară, tu prin casă în mare grabă ai ascunde niște lucruri ca Iisus să nu le vadă? Nu cumva vreo scenă în care tu privirea-ți delectezi într-o clipă ai stinge-o și apoi ai ieșit ca să-L vezi și ai căuta să pui pe masă Biblia ca El s-o vadă și prin asta tu pe Domnul că e sfânt să-L faci să creadă? Dar dacă în cămin la tine zile în șir ar zăbovi, ai mai face aceleași lucruri ce le faci în orice zi? Ai mai spune aceleași lucruri care tot mereu le spui? Viața ta ar fi aceeași în prezența Domnului? Dacă ar sta o veșnicie Domnul în căminul tău, ți-ar produce bucurie sau ți-ar face un mare rău? Bine ar fi adânc să cugeți. Care ar fi viața ta dacă Domnul în persoană într-o zi te-ar vizita? Tu de Domnul nu te ascunde cu nimica niciodată, căci ce faci El vede totul și te știe neîncetat. Doamne, ajută-ne ca în viață, orice s-ar întâmpla, să fim pregătiți cu toții, să trăim ca în preajma Ta.